Persoanele juridice și cele fizice nerezidente își pot înregistra contractele sau documentele la fisc. Ordinul 400 privind procedura de înregistrare a apărut în monitorul oficial. Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum și sediile permanente din România aparținând persoanelor juridice străine, au obligația să înregistreze contractele și documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natură a lucrărilor de construcții, de montaj, activităților de supraveghere, activităților de consultanță, de asistență tehnică și a oricăror alte servicii prestate în România care generează venituri impozabile. Atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă, se înregistrează documentele care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României. României, situații de lucrări, procese verbale de recepție, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piață sau orice alte documente corespunzătoare. Înregistrarea contractelor cu persoane juridice și persoane fizice nerezidente este reglementată de Ordinul numărul 1400/2012, publicat în Monitorul Oficial al României 695/2012. Înregistrarea contractelor, indiferent de durata acestora, se efectuează la organele fiscale teritoriale în a căror rază persoanele respective și-au domiciliu fiscal. Înregistrarea contractelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României se realizează prin depunerea la fisc a declarației de înregistrare a documentului care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente. Pentru neîndeplinirea obligației de înregistrare a documentelor se vor aplica sancțiuni.